Uite care ce ai scris. Ascultă-mă ce ai scris. Șantaj, bă. Ai cerut birou personal. Ai cerut consilier personal. Am spus și mai părerea. Ai cerut să semnezi fluturile. Ai furat 2 miliarde, bă, după afirme. Bă! Ești un criminal, bă. Pleacă din comuna asta. Ceea ce ați urmărit nu sunt scene desprinse dintr-o piesă de teatru jucată de niște actori amatori, ci este încă un serial de scandal pus pe scena politică de la Beceni, unde, alimentate în permanență de actualul primar și fostul primar, taberele se ceartă mai mereu ca la ușa cortului. După ce săptămâna trecută primarul Adrian Burlacu și viceprimarul Laurențiu Constantin au fost protagoniștii unui conflict violent petrecut în restaurantul fostului primar, azi șeful administrației locale a înaintat un proiect de hotărâre pentru demiterea adversarului său politic. În lipsa primarului Adrian Burlacu, aflat în concediu medical, expunerea de motive a fost citită de unul dintre aleșii liberali. De când a fost numit în funcția de viceprimar cu sprijinul politic PSD, atât local cât și județean, am constatat în activitatea domnului Laurențiu Dumitru Constantin lipsa de preocupare, de pricepere și chiar de rea voință în soluționarea și gestionarea îndatoririlor publice în numele și interesul colectivității locale, refuzul de a asigura relații normale, non-conflictuale cu mine în calitate de primar și, și cu colegii. A lipsit în mod nejustificat de la muncă. Nu respectă programul de muncă stabilit între orele 8-16. Refuză în mod voit să semneze contica de prezență, făcând-o ulterior după ce este trecut absent, a semnat peste semnătura primarului. Lipsește nemotivat la ședințele de lucru pe care le-am inițiat în folosul locuitorilor comunei Beceni pe diferite teme stringente, financiare sau de fond funciar. Nu a prezentat raportul de activitate solicitat până la data de 18 februarie 2021 pe fondul tuturor solicitărilor domnului viceprimar și continuând demersurile legale în urma depistării ilegalităților făcute de mandatul dânsului de primar, care au adus beneficiu doar acestuia și nu unității administrativ-teritoriale, s-a ajuns la incidentul din data de 17 februarie, incident în urma căruia am sesizat organele de cercetare penală. A urmat replica viceprimarului Laurențiu Constantin. După numirea mea, am fost supus numeroaselor șicane din partea primarului, prin confiscarea telefonului, prin nu este ce spune dumneavoastră, în tot ce spune aici. Domnule, mă lăsați să vorbesc și alea 18 ani doamne în pa. Acum nu trebuie să mi-ai spuneți nouă toată istoria cea de... Domnule, motivele dumneavoastră pentru care sunt acuzat că nu mi-am făcut. Da? Nu avem un birou, nu am unde să merg în primărie, nu absolut deloc, deci nu se poate lucra în condiții constructive. Mai mult de atât, domnilor consilieri, mai mult de atât, dați-mi voi să vorbim, dumneavoastră văd că nu mă lăsați să vorbesc, că am văzut și pe Facebook, pe televizor. Nu se poate așa ceva, lăsați-mă să... Domnul Constantin, treceți direct la subiect. Există. Ce sunt? Deci... Dacă nu treciți drept la... Pe rol, la momentul acesta, domnul Burlacu mi-a agresat, a bătut copiii de a văzut o țară întreagă. Deci, în condiția de afară... Și ce se întâmplă în Consiliu la momentul ăsta nu este normal. Spiritele nu s-au calmat. Dimpotrivă, atacurile au continuat de o parte și de cealaltă a baricadei, iar consilierii opoziției au cerut demisia viceprimarului. Credeți că puteți să faceți ceva pentru comuna asta? Bineînțeles că dați-vă demisia să meargă treaba mai departe. Domnule, nu vă puteți să-mi dau demisia. Deci, puneți la domnul la casă. Dumneavoastră puteți să lucrați cu domnul Burlacu? Oameni, nu. Ce facem aici? Nu înțelegeți și dumneavoastră. Mă lăsați să vorbesc. Dar nu mă vreau să vorbiți. Domnule, dumneavoastră. Lăsați-mă să vorbesc și eu, domnule, să vorbesc cu ce am vrut să vorbim acum.
Lasă-mă să vă rog. Nu, dumneavoastră, am ascultat tot expozitul, dar nu mă lăsați eu și pe mine. Bateți de la punctul care... Eu nu am scris să-l spun din verbal, da? Dumneavoastră, vă bateți la punctul care... Băi, e ședință, dați-mi voi omule să vorbească. Da, bine, nu am putut să termine. Deci, continuu sunt acuzați. Domnule, sunt organe abilitate care vor cerceta și cazul ultim, și atunci vinovatul să plătească, vor cerceta și cazul de la Bisoca în care copiii mei au fost agresați, domnul primar, da? Vor cerceta și toate plângeri ce spune domnul primar că aș făcut sau că n-aș făcut. Da? Important că în intervalul ăsta în care noi ar trebui să mergem mai departe, să dăm drumul la proiecte, să dăm drumul, noi stăm și facem anchete, meeting-uri și fel și fel de manifestări care nu au nicio legătură cu agenda electorală și cu agenda... Domnul vice, e clar că nu puteți lucra, comuna are nevoie... Domnule, cu agenda cetățeanului. Nu mai vice că n-ai vrut audit, bă. De ce n-ai vrut audit? De ce n-ai vrut audit? Ce scrie aici? Domnule, noi vorbim... Domnul Porumboi, dacă vrei să mai condiții în condițiile astea, eu mă ridic și vă las pe urmează în condiții. De ce n-ai vrut audit? Ce spui tot aia aici? Oameni buni, toți consilieri în unanimitate ați votat. Domnule, gândiți-vă, ați votat execuția bugetară în care pe mine m-ați descărcat de o gestiune. De ce n-ați avut atunci să reclamați toate prostiile pe care le spuneți dumneavoastră acum? O să spun eu când iau cuvânt. Deci, la momentul ăsta, dacă mă lăsați să vorbesc, vorbesc. Dacă nu vorbesc, să nu monopolizăm nimic. Eu zic să temporizăm. Totul a culminat cu părăsirea de către vice a sălii de ședințe, alături de ceilalți 6 consilieri de la PSD, sub tirul de atacuri din partea multora dintre cei 6 aleși de la PNL. Băi! Tu ești un criminal, bă! Pleacă din comuna asta! Trebuie să pleci! Criminal, pleacă-ne! Tu crezi că mi-i mergi pe de tine? Dumneavoastră, nu știți în ce perioadă ați fost primar, domnule. Hai de capul tău, ați fost! Dar n-a dat din cap, oameni! Cel mai fost! Ce ați primar? În aceste condiții, ședința a fost suspendată, iar proiectul de demitere a viceprimarului a rămas în aer. Întrebat după ședință dacă se gândește să se retragă din funcție, având în vedere că e lesne de înțeles că nu este cale de împăcare cu actualul primar, Laurențiu Constantin ne-a declarat că nu exclude această variantă. Vă gândiți totuși să vă faceți un pas înapoi? Bineînțeles, bineînțeles că m-am gândit și la asta, dar la momentul ăsta în care să stau de vorbă și cu domnul primar, să lămurească ce s-a întâmplat, cu poate dumneavoastră nu-și mai aduce aminte. Vedem lucrurile cum le putem așeza de aici încolo. Vedem, se poate discuta fără niciun fel de problemă. Astăzi, pe toată perioada desfășurării ședinței de Consiliu Local de la Beceni, lângă primărie, au fost prezente în permanență mai multe echipaje de poliție și jandarmerie mobilizate la fața locului, având în vedere tensiunile binecunoscute între cele două tabere.